Ia zi, tati, cumpărăm sau vine iepurașul direct cu ele? Vine iepurașul, nu? Deci noi așteptăm iepurașul, nu cumpărăm noi, le aduce iepurașul. Mai sunt două zile până la Paște, iar în magazin este forfotă. Pe lângă cumpărăturile pe care constanțenii le fac pe ultima sută de metri, se numără și cadourile. Dulciurile și jucăriile sunt primele pe listă. Ați dat o păpușică? Da, pentru vârsta de un an. Pentru cine? Cadou. Pentru copii, că poate vine ei în voastră, tineri, noi la 85 ani. Jucării și de mâncare ceva. Multe lucruri specifice Paștelui. Ouă, cozonac, câteva dulciuri de ciocolată pentru copii și rest... Jucării? Ah, bineînțeles, uitasem de jucării, am un nepoțel de 5 luni și sunt tare fericită. Acum jucăriile sunt specifice vârstei. Ciocolată, toate derivatele, intrați ușoare, busuleți, iepurași, ce vine de Paște acum? Jucării sunt luate, deja le-am luat mai înainte. Venirea iepurașului este așteptată cel mai mult de copii. Bakugani și geogani, niște bile care se fac... Se transformă. În ce se transformă? Niște creaturi, dragoni. Există numeroase cadouri pe care le putem face de Paște celor apropiați. Pentru unii, asta este o problemă. Mai multe opțiuni înseamnă și o decizie mai grea. Așa că în marile magazine găsim probabil cea mai simplă variantă cu care, cu siguranță, nu o să dați greș. Coșurile gata făcute. Cei mai puțin inspirați pot opta pentru cadourile gata făcute. În acest coș găsim cozonac, dulciuri, ciocolată, dar și băutură. Și nu puțini au fost constanțenii care au optat pentru această variantă. Coșuri deja pregătite de ei aici. Coșuri cu produse pentru Paște, articole de îmbrăcăminte pentru cei apropiați, jucării, dulciuri pentru copii. Sunt cadouri gata preparate cu de toate. Văd că au... E diversificat aici. Alții au ales să cumpere haine, bijuterii sau cosmetice. Însă, indiferent de cadoul pe care l-au luat fie pentru cei din familie, fie pentru prieteni, cu toții își doresc un singur lucru, ca în ziua de Paște să fie înconjurați de cei dragi. Este foarte important, mai ales după perioada aceasta de pandemie, în care, cum spuneam, ne-am înstrăinat foarte mult. Trebuie să depunem un pic de efort ca să revenim la sentimentele și la bucuriile acelea primare. După 2 ani de pandemie, acesta este primul Paște care se va sărbători fără nicio restricție.